Bună dimineața de Moș Nicolae și nu mai e dimineața de mult pentru că este 3 fără 20 și eu am plecat deja de acasă să mă duc să îmi cumpăr mie cel mai frumos cadou de Moș Nicolae, un ruj de la Dolce & Gabbana. Așa că stați pe fază pentru că e foarte frumos. Știți că a fost nebunia cu rujul de la Dior, că vezi, domne, este super ăla roșu, nebunie. Bă, nu investiți niciodată bani într-un ruj pe care îl veți folosi doar o dată sau de două ori într-un an. Mă văd și prost. S-au pus astea prunt aici. Așa. Gata. Dacă tot investiți bani într-un ruj, luați-vă un ruj, tati, gen frumos, mișto, care să vă dați mereu, nu așa o dată de 5 ori maxim într-un an. Gata, stau la scaunul meu și în sfârșit am găsit rujul. Nu vă imaginați cât de fericită sunt. Și încă o chestie este că am dat comandă și de alt ruj pe care mi-l doream foarte mult și nu se putea să nu-mi apară un coș pe frunte fix la o zi importantă pentru mine. Deci nuntă, botez, Crăciun, Revelion, măi, dar de fiecare dată ziua mea, mereu, un coș. Nu era aici ieri. Ăsta este rujul, dar hai să vă arăt prima dată ce am achiziționat, ce am primit de la Douglas. Un tester de la, doamne, Gisada, dar nu, că trebuie să vă arăt poza asta. Boss. Este un bărbat superb. Massimo. Așa. Unul de la Boss. Așa. O cremă pentru crem multicorectris Supreme Multicorrection Scream. Adică mă dau pe coașe. Cred că a văzut și doamna de acolo că am coșuri. Așa, și mai avem aici o cremă de la Colistar cu ceramide, hialuronic ceramide, se prezintă cam așa. Și ce mai am? Și un, cred că este portfard, dacă nu mă înșel. Stați un pic. Da, cred că e un portfard. Dar nu-l mai desfac. Adică îl las aici. E simplu un portfard de la Colistar. Ok, fine. Și acum, frumusețea este acest ruj de la Dolce & Gabbana. Stați. În nuanța Speranza 100. Abia îl găsiți pe Speranza 100. Vreau să zic că de n-am dat telefoane astăzi până să mă apuc de vlog, să dau de Douglas și de Sephora, nimic, nimeni nu răspunde. Da. Packaging-ul e next level, da? Dolce & Gabbana cu auriu. Deci faptul că are auriu pe mine mă nebunește. Ia. Eu nu l-am văzut niciodată. A fost doar testat vizual. Ah. Nu miroase. Adică pentru 200 și ceva de lei în ruj, nu miroase. Aceasta este nuanța. Hai, focus. Iar așa arată șters. Voi menționa încă de pe acum că, în caz că vă place și vouă, dar vă doriți un ruj super rezistent pe buze, acesta nu este unul. Pentru că a făcut o fată testul suprem și nu se ia, nu este rezistent la transfer. Ia uite, mâncava și gura unde aveau ăștia alarma în cutiuță. A, nici măcar n-au mai pus-o, mamă, să-i pun al meu alarma asta, că da, e pus așa la mișto. Să o pun și să intru în magazin cu ea peste tot. Ok, zice că durează 16 ore, mă îndoiesc. În 10 secunde este 100% puternic pentru buze. Se simte soft și hidratat. Ok. Și imediat, 100%, ai o culoare intensă. Este cu with Sicilian avocado knows to boost lip hydration. Ok, păi să-mi dea hidratare. Uite, dacă eu aș face acum așa, ia uite.
Vedeți de ce vă spun că nu este rezistent la transfer? El aici încă se menține. Ia uite-l. Bombă. Dar așa, imediat, primul strat cred că se ia foarte repede, dar o să-l testez și o să vă spun. Și m-am dus și repede la mine la magazin, pentru că eu am făcut aici 3 pachetele pentru invitații care vor veni la mine. Să le dau și lor un cadou de Moș Nicolae și a trebuit să mai cumpăr una alta. Cum ar fi? Mandarine, pentru că se dau mandarine de fel. Am luat sărățele să le pun pe masă, dar o să vedeți cam fiecare an cum organizez masa. Un ardei gras. A crescut ardei gras. O bombonică. Asta este pentru Mona, dacă vine cu fata. O salată de icre din acestea, pentru că sunt foarte bune. Și 3 pachetele de biscuiți. Și hai să pun... stai să iau ardeiul. Și hai să punem totuși biscuiței în punguțe. 1. Ia, toate. Că știu că aveam și una cu... De asta, cum zice, nu cu căpșune, ci cu alune. Asta e tot cu căpșunică. Asta, stați să o pun... Să fie a Monei. Punem aici și bombonica, pentru că este un biscuițel aici de la Belvita și o știm pe Mona că este foc pe Belvita și chestii sănătoase. Bine, acum am mai renunțat ea la chestii sănătoase, dar așa se prezenta. Și acum ultima punguță. Gata. Le-am pus. Au ciocolățică, au dulciulețe, le pun și clementinele. Ia uite cum stă, stai aici, stai tu aici, așa, stai să mă ridic un pic, ca să le pun și o mandarinuță și gata, am făcut și pachetelele. 1, 2, 3, gata. Uitați, cam așa arată. Și hai să vă arăt, dacă tot sunt la capitolul să vă arăt chestii, ce mi-a luat și iubitul meu. Stați un pic, vă iau așa direct. În primul rând, dulciuri. După cum se poate vedea, multe dulciuri. Iar acestea, să știți că sunt bomboanele mele preferate. Avem și biscuiții pe acolo prin spate. Și abia astăzi, hoțul mi-a pus cadoul adevărat, să-i zic așa. Pentru că el știe deja că eu nu mă mor după dulciuri. Și când am văzut că a venit mai cu dulciuri, asta cred că mi-a dat-o pentru a-l lovi pe el. Pentru că din moment ce mi-a făcut-o mie cadou, pot să fac ce vreau cu ea, deci îmi place să îmi bat iubitul. Da, pentru că eu știu că am fost o fată foarte cu minte. Și încă un produs pe care eu nu-l doream tot așa foarte mult, pe lângă acest ruj și cel de la Sephora de care am dat comandă, dar trebuie să vină, este această paletă de la Kylie. Nu sunt fană, Kylie, îmi place să mă uit la serialul lor, dar când veți vedea culorile, dacă sunteți la fel ca și mine pe culori, o să nebuniți. Uitați-vă puțin. Dar de ce nebuniți? Pentru că nu e niciuna cu sclipici. Eu mor, efectiv mor pe paletele care au mulți sclipici în ele. Îl folosesc, nu pot să zic că nu folosesc niciodată sclipici. Bă, da, numai așa, eu de obicei cam asta fac. Adică m-ați văzut că pe ploapă mă dau mereu cu o culoare stil pudră. Asta voiam. Și faptul că are un negru, mie mi-a plăcut mult de tot paleta de la Patrick Ta. Dar e 300 și ceva de lei și mi s-a părut foarte mult să dau pe o paletă. Așa că asta e varianta mult mai ieftină și cred că este la fel de bună. Păcat că noi să facem mai multă reclamă pe rețelele de socializare, pentru că este o paletă pentru persoanele care nu folosesc produse cu sclipici, SIDEF mai exact, nu sclipici, că sclipici mi-mi place, SIDEF-ul mă cam enervează. Și gata, mă duc să fac și eu o umplute și ne vedem mai încolo. Cam asta am pregătit eu aici, fetiță drăguță și bună. Oxenica, țâțuică. Și uitați florile pe care mi le-a luat al meu, foarte drăguțe. Wow!
Și eu. Așa m-am machiat, așa m-am deghisit, iar ăsta este rujul de la Dolce. Și eu. Extensiile mele. Extensiile ei. Pulă. Mulțumesc, mulțumesc. Așa mai face el câteodată, să știți că... Alte farfurii, mă, pentru așa-s glume. Ți se întreabă dacă ai alte farfurii. Prefete, adică... când da, mă vezi. Ia, farfuria. Nu, iubit, dă-mi mie puțin. Nu. Astea-s farfuriile. Nu, adică te desărbălăm, da? N-aveam cum să nu. Vă arăt și vouă cum ninge, că trebuie să mă duc să iau lui al meu niște piese pentru o mașină. Și după aceea vă arăt și ce cadouri am primit. Dar uitați ce frumos ninge. Gata, am terminat treaba și am zis să-ți căvoiatul. Hai, mami, la zăpadă, că încă ninge. Da. Ha. L-am și îmbrăcat. Pentru că era neobișnuit băiețelul cu frig, chestii. Are zăpadă pe nas. Mami! Aici? Ai zăpadă pe nas? Mama, și deja s-a depus. Da, mama? Ne-am așezat aici pentru a vă arăta și ce cadouri am primit de la Roxenica și de la Mona. Roxy mi-a luat două pernuțe de-astea, am luat doar una de pe pat pentru că deja le-am pus pe pat și sunt roz și... Acum înțelegeți? Los! Și dulciui! Da, mi-a luat mie Roxenica și un set cu gel de duș și cu cremă de corp pe care nu l-am mai luat, să vi-l arăt. Și de la Mona... Am primit această punguță cu niște produse de păr. Acesta este un șampon Focus. Aceasta este ca traducere fixator de culoare pentru cheveux colors. Nu știu să vă zic, trebuie efectiv să aflu ce e cu ea. A, e tot șampon, uite că scrie. A, e after shampooing. În fine, vom descoperi. Dacă ați avut-o voi vreodată, vă rog să-mi lăsați mie în comentarii să-mi spuneți exact cum se folosește. Niște mostre tot de la Kerastase. Și, a, avem două din acestea. Și avem încă un șampon care se prezintă cam așa, Focus, și acesta este un șampon uscat de la Kerastase. Ia uite-l! Bună! Da, și o să-mi vină astăzi, că deja l-am sunat pe curier, o să-mi vină astăzi rujul de la Makeup by Mario și o să vi-l arăt și vouă, pentru că și eu sunt foarte curioasă să-l văd, deoarece dacă nu frecventez AFI sau Băneasa, unde sunt mai multe produse de la Makeup by Mario, în orice alt magazin vei găsi poate doar o paletă și cam atât de la el, așa că eu, nefreventându-le pe acelea, am dat comandă și în sfârșit mi-am făcut și eu contul de Sephora să-l am pe aplicație, că m-am chinuit că aveam alte adrese de e-mail, meu, dar măcar am făcut tot ce trebuie, să am și o contul și să verific unde este comanda. Și chiar sunt curioasă cum arată, pentru că nu l-am văzut nici măcar în realitate sau pe TikTok să îl promoveze cineva și să văd fix nuanța aia și am văzut la Mario, pentru că îl urmăresc, că a scos această nuanță Pinky Brown. Și sunt foarte curioasă să facem un first impression aici. Aici! Și unghiuțele mele aurii, date cu carmin, pentru că mă știți deja, am fost un suflet bătrân care... O să iubească și va iubi mereu carminul, pentru că mi se pare că te ajută și în a-ți aplica Focus. Oja mai bine, să ai o delimitare cumva pe aici, nu știu, mi-mi place mie așa cum se vede, e altceva. Și am zis că le fac acum aurii, am luat oja de la Golden Rose, așa, și după aceea o să le fac și la picioare și la mâini de perioada... Crăciunului le voi face roșii, pentru că mi-am cumpărat și din DM-ul o ojă roșie. Abia aștept să le fac roșii, pentru că eu nu sunt un fan roșu, dar câteodată mere. Am uitat să vă arăt ceva. Tați, că-mi pică pantalonii, dă pe mine. Aici am vărsat suc.
pe mine. Dar trecem peste. Mi-am achiziționat o pijama. Ăștia-s pantalonii, dar uitați-vă cum sunt jos. Nici nu am probat-o. Să ne înțelegem, stai să-i punem aici. Iar aceasta este bluzița. E ca o cămășuță așa și din nou la mâini are același detaliu. Am dat pe ea 45 de lei și am luat-o de pe Lipscan. Este un magazin Cream Outlet, dacă nu îi zic eu greșit cu cuvântul outlet, că Cream este sigur. Au și site online, pentru că eu am comandat mai de mult de pe acest site, dar am spălat-o și am dat-o cu balsam din acela care miroase a Olimpea de la Paco Rabanne. Hai să o punem pe mine să vedem cum arătăm cu ea. Sunteți pregătiți? Stați să mă dau și mai încolo. Cam așa se prezintă și destul de lunguță. Dar ăsta nu îl aș ține eu fix până în gât, l-aș desprinde o leacă de aici. Gata! Bună! Ce faceți? Aha, ce drăguț! Cam așa sunt și pantalonii. Bă, dar chiar că din ochi am luat pijama asta, adică am văzut-o acolo și ia. Dacă vreau pot să-i fac și hâț așa și uite, ia uite, yay, o, Gucci, Gucci, Gucci. Da, foarte drăguță, mi-a gustat, hai să dăm așa, să nu descălcăm, că am și călcat-o. Și acum aștept să vină băiatul de la Someday, pentru că l-am sunat și mi-a zis că vine într-o oră. O jumătate de oră, o oră, dar am sunat cam acum o jumătate de oră. Deci hai să-i zicem că îi mai dăm încă o jumătate de oră să vină la mine și să-mi aducă rujul meu pe care iubitul meu mi l-a plătit, tot ca de Moș Nicolae cadou. Și da, abia aștept. Doamne, dacă de frumos miroase și cât de finuță este această pijama. Îmi place. Îmi place mult. Da, foarte drăguță. Ce părere aveți despre ea? A venit! A venit! Haideți să desfacem acest col. Mi-am luat foarfecă și se deschide de aici. Of, 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 of. Vai! Ce drăguț! Am primit și șantion! Am primit de la Narciso Rodriguez. Deci, pentru cine nu știe, acest parfum, mie mi s-a părut foarte frumos. L-am adorat de când l-am avut prima dată. Ia, uite, mai avem niște șantioane. Aqua Power Advance Gel. Ah, e o cremă. Ah, ok. Avem și fondul meu de ten. Se prezintă cam așa, este powderul. Asta e o hârtie goală. Dar foarte drăguță ideea că cred că pun de-astea să nu se spargă. Și ce am așteptat? Makeup by Mario. Haide, haide Mario. Doamne, frumos mai e Mario ăsta. Frumos tare. Am închis ochii, am închis ochii. Vreau doar să-l iau pe pipăite. Hai, am deschis ochii. Așa se prezintă nuanța. Ia. Hai să vedem cum e. Parcă miroase un pic așa ceva. Aolo, aolo, cât de mat este. Cât de ori a înghețat, pentru că este bognă, ori așa o fie ca și textură foarte, foarte cremos și totuși ar trebui să fie mat. Ok, aceasta este nuanța de la Makeup by Mario și haide repede să o punem pe mână și pasta de la Gucci, de la Gucci, de la Dior, pentru că vreau să vedem dacă seamănă sau nu. Ia, asta e mai roz și asta e mai maro. Da, nu seamănă. Hiu, asta îmi trebuia să-mi iau două rujuri care sunt la fel. Uitați-le. Și haide, dacă tot suntem aici, că după aia mă apuc să editez clipul, ne dăm pe o jumătate de buză cu
Dior pe jumătate cu Mario. Hai până aici. Prima parte. Acum puteți să vedeți și culoarea buzelor mele. Să vă faceți așa o idee cum se văd. Și haide și cu Pinky Brown. Care, look, doamne, cât a luat. Da, măi, am impresia că e înghețat ceva. Ia. Nu, că eu sunt șocată. Aproape la fel de buză, stați să vă arăt și voi. Oh, doamne. Da, ăsta e puțin mai deschis, dar sunt aproape identice. Și aici pe mână vedeți că are tentă de roz, da? Nu, nu are tentă de roz. Ia uite. M-a sunat și al meu. I-am zis, bună, Moș Nicolae, mi-a venit rujul. Este puțin o controversă așa pentru mine, pentru că, noroc că l-am luat eu, ca să vă zic și vouă. Că dacă tu îl puneai pe mână și îl vedeai roz și îl doreai roz, îți luai țeapă că se transforma în maro, se transforma efectiv în Dolce & Gabbana. Uite. Ăsta e doar puțin mai închis decât Dolce. Dar nu mă deranjează dintr-un singur motiv. Pentru că eu oricum vreau nuanțe de maro frumoase, nu de roz. De roz mai am în cutia mea cu produse noi și nu. Adică și creionul de la Dior este tot nuanță de Pinky Brown, să-i zic așa, care este mai mult maro. Gata. Aici închei și vlogul pe ziua de azi. Spuneți-mi și vouă care vă place mai mult și pe care ați dat banii dintre cele două. Hai să-i facem și testul ăsta. Stați înainte ca să-mi lăsați voi comentarii. Mua! Ce? Se întâmplă ceva? Stați că mai vreau să o pup o dată. Ce vedeți aici? Că poate am pus prea mult, ceea ce mă îndoiesc, că totuși am pus cantitate egală din amândouă. Acesta este make-up by Mario. Mario! Nu vine să cred că nu se mai ia Gucci, știți ce zic? Ok, poate fata aia, gen, atunci o fi pus prea mult pe buze și de asta s-a luat și de fapt Gucci nu se ia, dar Make-up by Mario se ia. Aici e buza asta. Ok, și acum după acest test, lăsați-mi voi în comentarii pe care vi le-ați cumpăra dacă ar fi să le luați. Gândiți-vă că acesta este 143 sau 146 din Sephora, pe acolo, iar acesta neredus este 220 de lei pe acolo. 218, 216, 220, 220, un pic ceva pe acolo. Diferența dintre ele ar fi cam de 70-80 de lei, cam așa. Pe care vi las la care vă place mai mult? Nu, cu ea aș putea efectiv să ies afară, să mă dau doar cu creion și să ies afară, așa că nimeni nu și-ar da seama că i-am pus două rujuri diferite pe buză. Da, iubitul meu oricum nu o să-și dea seama, pentru că e bărbat și nu știe el care e diferența de ruj și de nude-uri. Da. Ne vedem data viitoare. Vă super mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă super mulțumesc pentru toate orele pe care mi le-ați făcut de Moș Nicolae. Vă super pupicez, vă îmbrățișez și vedeți, chiar v-am promis că vă dau un content mult mai des decât am făcut-o până acum. Așa că ajutați-mă și pe mine cu un like și un comentariu pentru a crește și să facem mai multe vizualizări la filmulețele pe care le postez. Că eu una tinsă cred că nu sunt așa plictisitoare. Gen, cum mai văd eu poate la alții. Eu chiar încerc să nu fiu plictisitoare. Chichi chichi! Bye!